că partidul va înceta să sprijine politic acei membri de partid care sunt parte a unui proces penal pentru fapte de corupție sau pentru alte fapte săvârșite cu intenție. Partidul, de exemplu, va penaliza acei membri de partid care și-au angajat în instituțiile pe care le conduc soțul, soția și, în general, rudele până la gradul 1. Partidul va sancționa acei membri care sunt condamnați sau vor fi condamnați pentru conflicte de interese, pentru incompatibilități sau în cazul în care justiția a decis confiscarea averii nejustificate, dacă a fost obținută nejustificat. La fel, partidul va sancționa cei membri care sunt colaboratori ai serviciilor de informații străine. Și aici, ca exemplu, ar putea fi domnul Bobocean. Și vor sancționa membrii care au exprimat public atitudini xenofobe, rasiste sau discriminări pe criterii de religie sau de gen. Aș vrea să atrag atenția că prevederile codului, în general, de integritate nu se aplică doar membrilor de partid, dar și acelor persoane care au fost delegate de partid în anumite funcții importante în stat, fără să fie membri de partid.